găsit, doamnelor și domnilor! Suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă invităm la o nouă ediție InfoSocial. După cum știți, această emisiune este o emisiune în care putem dezbate și dezbatem, de altfel, orice subiect care are un impact social. Iar astăzi o să vorbim despre orice. Așa cum spunea și colegul meu, am pus ca titlu România azi, iar sub titlu încercăm să răspundem la întrebarea România încotro. Și alături de noi se află domnul Adrian Izvoranu, director general CEPISC, CEPISC însemnând Confederația Patronală Industrie, Servicii și Comerț. Am zis bine? Da, da. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu multă plăcere. Unde este România azi? Ca să începem cu titlul. Păi dacă ați definit-o ca fiind, sau subiectul e orice, România e oriunde. Adică e unde vrem noi. Depinde de unde ne uităm. Există oameni, de păcate o pătură foarte mică, limitată, care n-au treabă cu faptul că România e sau nu bine, că e sau nu angajat în vreo treabă, că îi se întâmplă sau nu ceva, pentru că ei au bula lor de existență ultrasuficientă, neavând nicio apăsare. Și nu le trebuie nimic mai mult, nimic mai puțin. N-au niciun fel de probleme. Și cei de sus? O parte. Din păcate, foarte mică. Da? Adică știți că etapele prin care trece o societate, din punctul ăsta de vedere, poate să fie prima dată polarizare, în sensul că unii țin cu unii, alții țin cu alții, da. Unii au niște probleme mai mici, unii mai mari, și aia se cheamă polarizare, deja se creează poli. În momentul în care polii ăștia se adâncesc și devin consistenți, și migrația de la un pol la altul e aproape imposibilă, atunci discutăm de segregare. Păcatul mare e că după segregare vine conflictul. Da. Adică așa zice teoria socială, da? Noi acum suntem în această etapă de segregare, în care avem această acești doi poli. Elită minusculă, repet, minusculă cantitativ și din alt punct de vedere minusculă, care a acumulat foarte mult și avem o mare, mare, imensă masă de oameni, ea însă și împărțită în tot felul de sectoare, de secte, ca să nu le zic sectoare, așa, de oameni nemulțumiți, de oameni neajunși și de oameni care nu știu unde e România. Când oamenii nu mai știu unde e România și unde le e locul și ce caută în România, e pe undeva. Sau poate fi gândită ca fiind oriunde vreme să fie. Depinde de unde te uiți. Da, conflicte deja sunt. Da, adică am sărit și în partea de conflict. Conflictele sunt la început civilizate, la nivel de idei, da. La nivel de principii. Da. Și astea sunt conflictele benefice. Astea sunt de sens al democrației. Greve, deja demonstrații. Deja când încep să fie greve, atunci înseamnă că sunt conflicte care așteaptă rezolvări, pentru că dacă nu se rezolvă tipul ăsta de conflicte, dăm în conflicte antagoniste. Adică dăm în întrebări violente, cum, poate scala, cum da. Am văzut în toată Europa, și mult mai rău cum am văzut în istorie. Adică, dintr-o răznaie de asta, ne putem aștepta la orice. La o revoluție? De exemplu. Nu revoluție. Eu am mai avut discuția asta odată cu cineva și am mai spus, doamne, revoluțiile nu se fac. O răscoală e ceva, sau, da, și o revoluție mai degrabă o răscoală. O revoluție are un program, are niște lideri, are un orizont, are o perspectivă. Da. Da? Aia e revoluție. Da? Câteodată iese, câteodată nu iese. Au fost revoluții care au ieșit, au fost revoluții care n-au ieșit. Au fost revoluții care n-au ieșit, dar au plantat ideile, da. Și ideile au mers mai departe. Noi în obiect nu am avut o superbă revoltă. N-a fost revoluție, nu pentru că n-a avut amploarea schimbării, că schimbarea s-a produs, a fost, da. Din păcate, schimbarea s-a produs anapoda. Adică, da. Știți cum e exact ca treaba aia, domnule, nu ne place casa în care stăm, hai să facem una mai bună. Ce facem? Primul lucru, hai să o dărâmăm pe asta. Păi dacă o dărâmăm pe asta, până o facem, pe aia dormim în ploaie. Da. Și atunci, frate, când faci o dărâmare, când faci o demolare de regim și vrei să-l înlocuiești, te gândești foarte bine cu ce, da. Unde. Cine? Și ce rămâne din ce a fost? Da. Ce orizont de timp? Adică asta înseamnă revoluție. Da. E ceva organizat, ceva ordonat. Da. Da? Sunt niște lideri acolo, niște responsabili în care oamenii au încredere. Da. Ei fac doar partea de revoltă, de suport
material, da? După care vine ideea și plantează și trasează drumul. E, noi n-am avut așa ceva. Am ieșit pe stradă, am făcut scandal, ne-am împușcat aia un pic, da. Ne-au terminat glanțele așa, după care ne-am trezit, bă, ăsta e bun, e bun, gata, îl punem pe și ăsta. Și șeful s-a venit, a fi. Eu nu cred că se poate ajunge la așa ceva în condițiile actuale, pentru că să nu uităm că atunci cineva din afară a susținut ceea ce trebuia să se întâmple. Nu, aici sau nu a susținut. Sau nu a susținut. Dacă e greu să-i spunem că e partea bună, pentru că nu e bună. Ceea ce face ca presiunea socială să fie supapa socială care funcționează, este emigrația. Da. Deci la noi oamenii n-au stat prea mult pe gânduri, n-au stat să facă prea multă filozofie, n-au stat să caute orizonturi, n-au stat să aibă așteptări complicate și complexe, pur și simplu au văzut, băi, nu e bine, hai să plecăm. Când s-a deschis porțile democrației, atunci... Și rezultatul este, nici nu vreau să, nu știu, adică când auzi că jumătate din populația țărâne, 7-8 milioane de persoane, cetățeni români, s-au aciuiat pe unde... Au emigrat de-a lungul timpului. Au găsit popică și căldură. E foarte grav din punct de vedere social. Asta pentru clasa politică ar trebui să fie un lucru care o descalifică total. Adică da. Eu n-aș, dacă aș fi politician, mi-ar căpa obrazurile și în fața copiilor. În primul rând. Uite, bă, tată, ce-am făcut eu 30 de ani, au plecat în țară, dar bine ce e. Păi și cum să faci ca să-i aduci? Pentru că trebuie să ai niște condiții ca să-i aduci înapoi. E complicat. Hai să vă spun o treabă. Am mulți prieteni care au făcut treaba asta și am fost la unul din ea de curând în Spania. Are doi super copii cu o spaniolă, laică. S-a surat până de acolo și a lăsat nevasta aici, a plecat acolo. Ok, asta e treaba lui. Nici nu am comentat și nici nu am cum să aștept că nu se comentează. Ce am comentat și l-am criticat foarte tare este că ambii copii nu știau o bobă românește. Da. Dar el n-a mai vorbit acolo din barbună. Da. Am făcut de asta... Și nu e o treabă izolată, că nu e asta... Da, e un singur, da. Nu, e grav. Am văzut niște localități superbe, superbe din punctul ăsta de vedere social, în care niște grupuri de români inimoși și-au făcut niște școli în limba română, pe care ei le plătesc, au profesori angajați din România, s-au dus, s-au mutat, adică și-au făcut niște comunități funcționale, sunt niște mici românii acolo, cu tot ce trebuie, adică au lideri, au început, au și antreprenoriat românesc, care ține legătura cu cel românesc. Adică e o treabă, aia o chestie care funcționează și care, dacă am avea niște inteligențe în guvernarele, indiferent de culoare, aia ar trebui folosită, dă-te seama ce grup puternic de lobby ar trebui să avem noi, nu la Bruxelles, da, ci în Spania, în Italia, în Germania. Adică sunt locuri de unde vin opinii și care opinii contează, au altă greutate, alte mentalități, alte, da. Și atunci ai noștri ar trebui doar să arunce așa ideea și aia să fie lobați, da, ca să susțină. Ar fi o chestie care seamănă ca și cum ne-am fi dus și am fi cucerit Europa. Da. Că iertați-mă, e ceva de genul ăsta. Când ai pus 9 milioane de persoane într-o comunitate, difuzat într-o comunitate și ăia sunt conștienți de treaba asta, da, și creează microcomunități, ar trebui să cineva să înțeleagă, să vadă că asta e o forță. Aia cu adusul înapoi, cu venitul înapoi, mă tem că e complicat. Adică de ce ar veni oamenii aia înapoi? De ca să lucrezi aici? Nu, hai. Să susține economia României. Dacă vrei, facem o emisiune de poezii, facem. Așa. Deci ca să vină oamenii înapoi, atenție, oamenii nu sunt, toți le spun că, domne, diaspora, ce trădători și-au abandonat țara, cum zic eu, cum i-am zis amicului atunci, supărat de faptul că nu vorbea românești atât, nu mă deranjează nimic. Ca să vină înapoi ăia, ei au plecat de ce? În primul rând că aia au fost și sunt niște oameni foarte activi. Da. Deci oameni care au spus, băi, nu stau eu cu compromisurile astea, că mi-a promis mie nu știu ce președinte, da, nu știu ce partid, că dacă mă înscriu la el, îmi crește, da, mâncarea în farfurie, nu. Atunci oamenii au zis, e clar că aici nu văd orizontul. Da. Ce spun ăștia, spun în fiecare an la fel,
și nu se întâmplă nimic din ce spun. Păcând acolo, e căldură, e patică, e de lucru. Ce și să... de lucru pe bani mai mulți decât. Da. Și atunci, bine, și cheltuiele. Și atunci omul s-au, oamenii s-au dus, adică sunt oameni activi, oameni care au prins oportunitatea, au zis că e voie, au zis că e bine, au văzut că e bine, gata, la revedere. Au dat de civilizație, pentru că, ce să vezi, din păcate asta e acolo, funcționează comunitățile și urbane și rurale mult mai bine. Și au zis, dom'le, asta e, unde calce bine, acolo e casa mea. Da. Ok, e o atitudine, să zic așa, nouă a generațiilor noi care s-au născut în libertate și care n-au timp de prăstii și de promisiuni și de strategii de astea lucubrante făcute pe două secole înainte. Da. Și discutam, azi am fost la Academie și discutam acolo cu un corp de oameni foarte inteligenți, niște oameni cu multă experiență, profesori, academicieni, și ei lucrează la o strategie. Și nume România 2040, apropo de... România încotro. Și le-am spus, oameni buni, dom'le, sunteți sigur că știți ce se întâmplă săptămâna viitoare? Sunteți sigur că Putin se culcă și nu se scoală constipat? Da. Așa? Sunteți sigur că nu știu cine iese președinte până America și nu știu cum se întoarce? Da? Adică, uite niște evenimente petrecute unor persoane, din păcate, care ne pot influența orizontul atât de puternic, încât strategia mea până în 2040 nu are șanse să se bată nici până săptămâna viitoare. Da. Da. Și atunci le-am spus, hai, dacă vreți să facem strategii, nu, hai să construim un tip de atitudine națională, nu neapărat îndreptată spre și spre, că nu știm dacă spre ăla e bun bine. Sau spre altul e mai bun decât primul. Hai să le facem așa fel încât să fim versatili, să urmărim versatilitatea socială. Să ne putem mula după unul sau altul. Ca să putem să ne ocupăm când pe una, când pe altă. Da? Adică, nu știu cum să vă spun, uite, ați dat voi știri, voi presa, nu știu când ați dat-o și voi, ați dat o știre acum vreo câteva zile, a fost o știre că niște polițiști vigilenți în Canada, parcă, nu știu dacă am nimerit bine țara, au prins un grup de nenorociți infractori care făceau și vindeau mitraliere. Ați văzut asta de știre? Nu. Așa. Nu. Și au prins pe aia și nu știu câte zeci de mitraliere făcuseră, legă. Și am zis, bă, frate, mitraliere nu se fac din plastilină, nu știu cum să spun. Da. Adică, și m-am, trebuie o fabrică, ceva, m-am documentat puțin. Ei bine, nu-ți trebuie, nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie fabrică. Îți trebuie o imprimantă 3D bună. Da. Și îți trebuie un soft ca să faci blueprint-ul ca lumea, da? Adică blueprint-ul înțelegând planul. Închipeți-o pe ăsta care are secțiuni la fiecare micron. La fiecare micron ai o secțiune până ăsta. Adică el poate fie și așa, poate fiecare secțiune e alta și vine imprimanta și reconstituie acel blueprint. O drăcie de asta, ca să proiectezi un pahar de ăsta, ai cam un giga de informații. Într-un document. Pentru un cilindru. Deci, cu alte cuvinte, să transferă greutatea și dificultatea de a face o fabrică care trebuie să toarne, să toarne matrițe, să facă... e complicat. Șlefuit, mă finisat, toate nu ce. Mai există treaba asta. Acum totul se face, de exemplu, asta mitraliera, că m-am dus după aceea să mă documentez, să mă apăr, să văd cum au făcut aia. De să fac din carbon, din particule de carbon autonome, ceea ce e mare, o mare descoperire, adică au făcut carbonul, moleculele de carbon să stea separate una de alta. Da? Așa, o mină de creion e carbon, e carbon, da, e grafit. Și un diamant e tot carbon. Dar ele sunt unite. Și acum băieții au făcut o chestie care ține particulele de carbon izolate și cu ele, ca și cum aș folosi toner sau nu știu, încep să printez spațial. Da? Strat cu strat, strat cu strat. Bă, da. Poți să printezi, am fost uimit când am văzut ce poți să fac o drăcie de aia de imprimată. Poți să printezi un ceas funcțional. Da. Un ceas mecanic funcțional. Mecanic. Îl faci direct, adică pe măsură ce ăsta printează, apare piesa care intră în angrenaj cu piesa în altă. Fantastic. E, și atunci vedeți, de ce v-am spus povestea asta care pare doar picantă, nu e picantă. Ăsta e orizontul. Da. Aud o grămadă de... Eu particip la tot felul de discuții de astea, apropo de strategii, de ce o să facem, de viziune, de România, care trebuie să... Trebuie să reindustrializăm patria.
Oameni buni, terminați lucrurile. Cu ce serviciu de industrie? Nu, dar nu mai e, nu mai e cazul. Nu mai e cazul. Da. În primul rând, ca să faci acum o fabrică, deci nu neapărat de mitraliere, de orice. O fabrică de aia, cum aveam pe vremuri, de aia cu 20.000 de angajați. Da. Cu, era Dacia, făcea de la, nu, hai să luăm Dacia, de ce că mi-a plăcut mie, aia făceau de la chedere la, deci tot ce da. Intra într-o mașină, într-o Dacia, se făcea acolo, în același loc. În aceeași fabrică. Da? Da. Păcând acum, am fost la o fabrică nemțească în Magdeburg, care avea tot așa vreo 20.000 de angajați și care făcea motoare de vas, de vapor. Cam cât un bloc cu 4 etaje, un motor de la 4-5 motoare pe an. Niște coroși. Și ăștia aveau vreo 22.000 de angajați pe vremuri. Da. Magdeburg era pe partea comunistă. Și acum zice, avem 120 de angajați. Fabrica te plimbă cu autobuzuri, a devenit mie muzeu și sediu pentru diverse SRL-uri mici, da, adică da. Profită de spațiul ăla cât închiriază sediul. Zic bun și SKL se cheamă firma, nu cred că e fai reclamă, că nu cumpără nimeni motoare de așa. Așa. Și zic, și acum ați redus cumva, nu zici, acum am dublat producția și lucrăm cu 120 de oameni. M-am închinat, dar stai, că nu s-o pare, vreau să văd, vreau să vă spun că era o cam câte o sală de sport, toată incinta în care se lucra, totul era robotizat. Uh-huh. Erau 4 oameni, pe schimb, care lucrau, supravegheau și urmăreau așa. Iar piesele se făceau unele pe Maroc, unele pe India, unele și pe România, se făceau niște bucăți. Uh-huh. Se lucra în Six Sigma, sistem de management Six Sigma, cu just in time, uh-huh. Deci nu aveau depozitare, nu aveau da, nimic, da. La ora veneau 15 și 15 venea piesa cu tare, era la poartă, dacă nu venea, ăla era terminată, la că trebuia să plătească desfăghiri da. Că veneau aia să... Da. Deci la ora fixă venea piesa care s-o lua, fac, pac, să monta, să asambla, să... Vedeți? Deci nu vreau cu stoc, nu aveau stoc pe piesă. Nu există în depozitare, nu există da. Timp morți, da. Nu există, adică... Încerc ce să spun cu asta, nu să îi lau pe nemi și pe... Bă, oameni buni, s-a schimbat paradigma producției. Da. Tehnologia a evoluat. Da, da, depinzi de furnizori. Pentru că dacă ăla nu vine la poartă la ora fixă, ce faci? Lanțul de aprovizionare? Nu, eu nu mă întreb ce fac eu, mă întreb ce face el. A, da? Că ăla îmi plătește tot motorul. Deci contractele sunt extrem de dure. Aia vin săraci cu 2 zile înainte și stau și așteaptă. Să se facă 11:05 când trebuie să ajungă la poartă. Adică nu-și permit să vină la urmă, că nu e... Păi și la noi de ce? Și au marjă de timp ca să... Păi la noi de ce? Păi hai să vă spun. Ăsta care ne preda nouă acolo și ne făcea deștepți, foarte frumos și ne spunea el acolo cu tehnologia asta, de management modern și asta, și după ce a spus primele lucruri apropo de tehnica asta de lucru, la oră fixă, cu nu știu ce, cu tare, trebuie să fii neapărat, zici mâna dreaptă că ți apare scola. Da. Și eu zic că... Domn profesor, ăsta fiind un evreu american, el era evreu de meserie, dar preda în America și venise la ăștia să ne facă și pe noi deștepți. Și am spus, zic că, n-ați cunoștit șasurile Pobeda? Sau zic, nu știu ce sunt aia. Scăsă erau când eram mic, când eram copil, ceasul Pobeda era un ceas rusesc bun, bătai cu el, nicio problemă. Ceas sănătos, nu avea cum să-l strici. Și arăta ora exactă de 2 ori pe zi, că de regulă stătea. Da. Și zic, știți că ce le predați dumneavoastră aici? Eu sunt român. Zic, și încerc să mă gândesc cum ar arăta chestia asta în România. Apropo de faptul că am plecat acum de acolo până aici și am făcut o jumătate de oră pe 4 km. Da. Așa, dacă aveam ceva gest intens, să vă aduc. Eram, da. Da. Și zic că, dumneavoastră ne dați o întâlnire mâine la 11. Noi toți avem ceasuri Pobeda și mi-a să vă ați luat un Rolex, care arată cu precizia de o milionime de secundă. Cam cu câți credeți că o să vă întâlniți mâine la 11? Da. Adică, frate, dacă vrei să faci unde asemenea tehnologii și asemenea proceduri și asemenea stiluri de management, apoi toată lumea trebuie să aibă Rolex. Da. Asta înțelegând că, exact ce spui, aia care participă la proces trebuie să știe cât de încărcați sunt ca răspundere, trebuie să ajungă la fix la ora aia, trebuie să... Nu stau atunci să mă uit, bă, dar o fi aia de trebuie să axul ăla care trebuie să o fi strâmb,
Hai să luăm. Dacă e strâmbat terminat, plătește plătește motorul. Mi-a adus un lucru care nu e neconform. Dar contează foarte mult și felul omului, mentalitatea. Ce vă spun eu acum face parte din titlul emisiunii. Adică acolo ne place sau nu ne place, ar trebui să lumea acolo să vede. Da. Eu țin minte, și nu înțelegem asta, nu o să dau niciun nume, dar țin minte, e vorba de între noi ziariști așa, de mult, înainte de 2000, o conferință de presă între un reprezentant al României și un reprezentant al Coreei de Sud. Semnau un contract. O, Doamne, ce țară! Semnau un contract, apropo de ora 11. La ora 11 se semnează contractul, așa era comunicatul. La ora 11 acolo am fost doar eu și un coleg de la o agenție de presă. La 11 și 5 s-a terminat semnare, șampanie, pupături, tot. Și am plecat. Când am plecat la 11 și 10, 10 colegi din presă erau la poartă ca să intre, ca să vadă, să filmeze semnarea contractului. Și, pe ce contract? Păi, la 11 s-a semnat. Păi și noi? Și voi, ați venit mai târziu. Corect, ați întârziat, da. Deci trebuie oarecum lucra și la oameni. No, adică ce vreau să spun este așa. Acum, hai să nu batem câmpi, adică să nu vorbim de deschidere. E frumos tot ce să povestim, fiecare avem experiențe trăite sau văzute sau povestite. Dincolo de asta, hai să ne dăm un par cap aici și să revenim pe România azi. România azi, da. Doamne, avem niște lucruri care nu sunt în lumea asta, de ce v-am spus până acum. Și o să zice, bă, sunt învechite, sunt terminate, le-a trecut vremea. Aici trebuie iar să ne mai gândim puțin. Doamne, noi avem ceva ce 3/4 din Europa nu mai are. Natura ce? Satul. Satul românesc, pe care tot felul de tâmpi, nu pot să le spun altfel, îl tratează ca pe o chestie vetustă, care nu ne mai ia. Cum era, dezavuiesc cuvântul. Da, să terminăm cu prostiile astea, cu sate. Nu, acum, eu am discutat cu niște băieți care sunt lideri pe acolo, pe la Ministerul Agriculturii, pe la AFIR, pe la deștia, adică acolo unde, când ai spune Ministerul Agriculturii, și dezvoltării rurale, adică și dezvoltării. Și am întrebat așa, ca la omul la cafea, care e viziunea dumneavoastră, domnule împărat? Păi, domnule, trebuie să urbanizăm masiv. Adică trebuie să aducem satele din starea. Să distrugem satele, să creăm mici orașe. Să le urbanizăm. Bine, în momentul în care vezi că un asemenea individ conduce totuși procesul, omul ăsta semnează în pixul lui sau bani de finanțare. Da. Și ăsta nu înțelege, nu duce capul să înțeleagă care este valoarea. Da? Hai să ne gândim așa. Noi avem în România o treime din toată suma exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană, da? Sub 5 hectare. Acolo zice sub 100, dar noi n-avem sub 100. Sub 100 deja, între astea două, eu vid la noi, da? Avem niște mici, mărunței. 5 hectare deja... Deja e mult. Mult. 3.700.000. De asemenea... Sunt 10 milioane în toată Europa. De asemenea, exploatații agricole, le zice, pe limba greșelului. Da? Noi avem mai mult de 200 din... astea noi avem... O treime, hai să zic generică, nu stăm acum să facem farmacie, da? O treime sunt în România. Despre lucrul acesta, despre problema asta, toată lumea spune că este o mare problemă, este un mare handicap. Păi, domnule, că n-are putere ca să-și cumpere. Da, domnule, ăștia sunt mici, nu pot face nimic, sunt incompatibili cu piața. Ăștia nu au cum să facă o concurență produsă. Da, e mâncarea străină pe toate rafturile în România. Că ăștia mici... Era agricultura de subzistență, să spunem. Și zic ei, tot pe limba brusereză, agricultura de subzistență. Bun. Și eu și vă spun așa, oameni buni, 4 milioane de hectare înseamnă toată suprafața alostră. Dacă le adun toate, înseamnă 4 milioane de hectare.
4 milioane de hectare este un pic mai mult decât toată suprafața agricolă a Bulgariei. Adică nu e o suprafață de core. Da. Da? Atenție, sunt pământuri, că pământul noi avem, așa teoretic, statistic, vreo 15 milioane de hectare de tot pământul tot zis agricol, din care mult pășune, da, mult pădure, arabii sunt vreo 9 milioane și așa mai departe. E, din suprafața asta fertilă și plină de cernăzium, curțile astea, bucățelele astea pe care oamenii, astea sunt pământ de ăsta. Adică cel mai bun pământ. Da. Că n-are nimeni în o gradă, cum să zic, pământ uscat și asta, că e lângă casă. E lângă casă, îl udă, îl are, da, are. Bun. Acolo, eu acum am lucrat zilele astea, o să-l și lansez, tot cu băieții de la Academie, un proiect pentru o gospodărie de 5.000 de metri pătrați. 5.000 de metri pătrați înseamnă jumătate de hectare. Deci o curte mai mărișoară. De. Da. Oameni buni, pe 5.000 de metri pătrați, numai ca să vă spun așa, să vă faceți o idee. În cap așa, 2.000 de găini, deci crescătorie, da, la sol, la sol, deci găini crescute la sol. 2.000 de găini, 10 vaci, din care 3 gestante, pentru că am spațiu și pentru alea care fată, 40 de porci, grăsuni, deci porci de iau, pui și întreagă în separat. Da? Două solarii care sunt perpendiculare pe lățimea, pe crescătoria de găini, da? Care sunt alternativele, se pot muta. Deci sunt, așa le zic eu, solarii săritoare. De ce? Pentru că le țin 2 ani aici și eu trec alături. Și mut găinile în partea las... Nu, găinile sunt în cotețul ăla. Mut altceva. Solarul îl iau de aici și îl duc aici. De ce? Ca să am suprafața asta liberă, să facă agricultură aerisită, la aer liber, da? Solarul, partea protejată, am nevoie de ea, dar e o sat, astfel încât pământul să aibă să respire, să respire. Da. Ce știu eu să fac iarna cu tipul ăsta? Dau drumul la găini, iarna, când nu pot să fac, uite, pe frigurile care au fost zilele trecute, nu prea s-ar vrea să faci roșii și ca să aveți în solar. Da. Sau, mă rog, puteai să faci cu costuri mai mărișoare. Și eu le dau drumul la găini aici. Dacă găinile alea au locuit în solar o lună de zile, pe solul acelui solar, un asemenea sol bogat, apânat și bine ghenințat, nu găsiți nicăieri. E un sol pe care tot ce pui după aia legumă crește de două ori mai repede și mai sănătos. Mai sănătos, da. Iar toată această poveste, alea deci au câte 160 de metri fiecare pătrați, este și casa inclusă aici, și toate astea au o centrală pe pereți, o centrală termică pe pereți, care produce căldură pentru casă și toată agricultura de aici, și energie electrică pentru grupul ăsta. Astea sunt instalațiile lui Horneț. M-am ușor la o și care ard, și care ard. Atenție, nu merg nici cu soare, nici cu ploaie. Astea merg cu gunoi, cu pereți din biomasă. Înainte pe... Această microgospodărie, în care noi avem potențialul de a face 3.700.000 de asemenea chestii, produce, gândiți-vă că găinile alea 2000, o în proporție cam de 75%, deci am vreo 1000 și vreo ouă pe zi. Asta nu e subsistență, șeful. Da, clar. Da? Asta clar. E comerț la minele. Da. Venitul acestei gospodării este de circa 4-5.000 de euro net, neți care rămân în buzunar, în mână. Apoi, fraților, de ce să nu facem noi treaba asta? E foarte frumos să lucrăm pe Just in Time și pe Six Sigma și pe nu știu ce. Dar noi avem asta. Nu avem... Dale. Și de ce nu facem? Păi nu facem pentru că... Pentru că porcii poluează, vacile poluează. Nu, o să râdeți. Și tot cu eu nu lucrez decât cu oamenii de știință. De ce? Pentru că de regulă ce spun apare imediat niște deștepți care îmi explică: doamne, carbonul, metanul. Și eu m-am dus și m-am școlit. 0,036% stai puțin să nu batem. Deci am spus așa, fraților, domnilor savanți,
Și m-am dus prima dată la meteorologi, că am zis că ăștia sunt mai aproape, dar după aia mi-am dat seama că meteorologia e o știință și geofizica e altă știință. Oamenii ăștia n-au legătură. Da, adică lucrează, operează cu lucruri diferite. Cum reușiți voi cu 0,038% din atmosferă, din particule din atmosferă, CO2, adică 400 ceva de ppm de părți la milion, da? Cum reușiți voi cu minuscula această cantitate să transferați? Bun, ok, ăștia absorb radiația solară. Să încind ăștia, să supără și să încind și să accelerează și creează și eliberare de cinetică pentru că să fac 7000 de lovituri pe secund. Excelent, bravo! Reușim să încălzim volumul de 10.000, că așa am făcut partiția, da? Ăștia fac parte de 10.000. Din 10.000, 4 sunt carbon. Ăștia 4 de carbon au șansa să se întâlnească cu ei la 10.000, încât să-i și încălzească, că trebuie să le producă fiecăruia. Zice, pe noi 7 milioane. Bă, 7 milioane sunt toate. Da. Ar trebui ca să producă ceva efect vizibil, să producă 7 milioane de lovituri fiecărei alte particule. Păi până la urmă, ideea este că încălzirea generează carbon, nu carbonul generează încălzire. Nu. Dacă e solop științific. Nici măcar. Încălzirea e generată de... Mișcarea de precesia Pământului. Încălzirea, într-adevăr, încălzirea e un fenomen real. Da. Nu, dar am fi, are, mai sunt vreo 22.000 de ani. Nici asta nu știm. Și după aia se întoarce. Da. Nu, altceva e interesant. Încălzirea, ca să înțelegem de ce se încălzește planeta acum. Care e mecanismul fizic? Da. Eu le-am spus să-mi facă pe formula lui Boltzmann, alta nu e, care să poată să-mi facă asta. Dar îmi zic, faceți-mi, scrieți-o pe tablă formula și să-mi dai și mie cifra care să-mi arate, bă, uite ce de milioane de juli se degaje și uite, de-aia se încălzește planeta. Nu iese, frate, pentru că aplicăm formula lui Boltzmann, îmi iese 0, deci e o cifră cu 1, 5, 7, înmulțit-o cu 10 la minus 9. Bă, oameni buni. Hai, pa, revedere. Deci uităm chestia asta. Și atunci, totuși, cine încălzește? Cum se încălzește? Că de încălzit se încălzește, vedem, da? E, observați două lucruri. În primul rând, se încălzește datorită materiei care poate îngloba și transmite. Deci, o acumulează și o transmit energia respectivă, multă energie, pentru că e multă energie acum în atmosferă, în mezosferă, de fapt. Sunt vapori de apă. Cu alte cuvinte, procesul care ne omoară este creșterea foarte necontrolată, practic, a vaporilor, cantității de vapor de apă în atmosferă. De ce se produce asta? Pentru că ce să vezi? Tot domnii savanți ne-au spus că s-a ridicat cu un metru și ceva magma în scoasă, ceea ce înseamnă că oala în care stă oceanul pierde. Da. Deci da, acolo a crescut temperatura foarte mult. Văd că se și vede și biologic se vede. Se întâmplă tot felul de lucruri în ocean. Acolo îi spun că datorită poluării. Și datorită poluării. Dar una e poluarea și alta e încălzirea. Că încălzit oala, naiba. Adică, da? Așa? Și care acumulează acești vapori și căldura transmisă de soare și căldura transmisă de sol. Și o fac local. Că vedeți, nu mai sunt acum. Înainte aveam niște curenți de ăștia care se stabilizau. Sunt mii de ani de când vorbim de voștri, adică ăștia erau curenții stabili, de aer cald, de apă caldă. De... Nu mai avem nimic stabil acum. Toți s-au deregulat. Poate să fie... Și avem fenomene astea care meteorologii le zic că n-au castig, adică se întâmplă local. Da. Local s-a încălzit, s-a încins orașul, a creat un curent puternic de aer fierbinte, l-a ridicat, când ăla se ridică, ăla cade, da. Se plimbă unul, da. Așa, s-a creat o depresiune, lângă noi la 100 km altă depresiune, asta se combină și mi-a făcut un ciclon unde n-a fost ciclon în viață, în vici. Noi vedem acum turbioane în locuri în care avea vântul înainte, frumos. Da? Cam asta poate e să fie lipsa zăpezilor de altă dată, lipsa ploilor de altă dată. Acum ploile sunt ce mai rare, zăpadă nu prea mai avem. Normal că... Și atunci pământul nu se mai răcește. Acum, problema care ne deranjează acum, nu dezbaterea științifică ar trebui să fie preocuparea publicului în general, ci faptul că se profită de această chestie și au inventat băieții ăștia deștepți
tot felul de chestii. Da. Taxa de carbon. Da. Pe care numai taxa noi le practicăm în Europa. Urlând de dimineață până seara când ni s-a scumpit energia și combustibilul și carburantul. Și noi, băi, la unde? Ce? Și eu mă duc și am cerut la oameni, că au fost mulți, au fost în patru ani, nu mai sunt mari, sunt corporații. Și acum revenim la România. Și mi-a explicat așa, zice, doamne, păi nu, și nu, eu nu iau mult. Nici pe gaze, nici pe... Dar uite, peste asta vine acciză de nu știu cât, peste asta vine taxă de... Timbru verde, taxă de nu știu care, taxă timbru de... Timbru verde, timbru verde. Transport, distribuție și toate cele. Aproape 60%. Din prețul ăsta insuportabil pe care toți îl criticăm de până seara, înseamnă taxe și impozite. Da. Și atunci întrebarea este... Că de toate prețurile care sunt. Are vreo treabă biata natură cu prostia care ne se întâmplă? Da. Bine, eu de mult am întrebat lucrurile astea. Dacă de ce? Înțelegem, iar dacă nu, de ce trebuie să înțelegem asta? Pentru că trebuie să înțelegem că banii ăștia, măcar ăștia, ok, e nevoie de niște bani. Din păcate, folosiți pentru alte scopuri tâmpite. Doamne, acum să ne înarmăm, să facem. Ok. Banii ăștia ar trebui folosiți una la mână pentru cercetare, pentru înțelegerea fenomenului. Și aducerea la cunoștință. Da. Cetățeanul trebuie să știe care e adevărul, nu că carbonul. Că... Și cetățeanul, cum am citit eu, citește și el. Și zice, stai bă, frate, că e povestea asta cu carbonul. Da. Lăsați-mă cu prăstire. Cetățeanul înțelege și toți noi, ca umanitate, ca specie, trebuie să începem să ne orientăm cum ne adaptăm. Că este un fenomen natural. Știți cum e treaba asta? Aduceți-vă aminte că ați citit probabil în cărțile când eram mici și au venit cu ceritorii, conquistadorii spanioli într-o trib de băbâini de pe acolo, unde așa, și ăștia știau, bă, zice, fiate că marți e eclipsă. Și da, și se închinau la el. Da. O să facem să dispară soarele și numai noi putem. Așa fac ăștia noi acum. Da? Deci ne aruncă o poveste de asta că carbonul, că nu știu ce, căcutare, ne umflă banii și în loc să facă acele măsuri care sunt chiar necesare și chiar utile de adaptare a vieții noastre, pe dumne, când știi că urmează asemenea comportamente meteorologice imprevizibile, apucă-te, frate, și canalizează satul. Nu mai pune, lasă oamenii să-și facă casele pe lângă râu, ci la 100 de metri. Bă, la 100 de metri vine și ia cu totul. Și cu totul, clar, da. Sunt alunecări de teren, sunt tot felul de fenomene care nu erau uzuale, nu erau obișnuiți cu asta. Și au făcut și casele pe unde... Au avut pământuri, pe unde au avut... Da, da, problema este că așa este în UE, nu? Și suntem în UE. Uite că ce-au făcut băieții ăștia, n-au făcut ei mare lucru. Ai, nu știu, vreau să spun, fermierii care au ieșit acolo, au fost calmi, cu minți, civilizați, aș spune, ca să fim, așa, față de francezi care, care au devastat și au, Ai, nu știu, au fost civilizați. Bun. Însă, pe total, pe ansamblu, pe Europa, au reușit să zgurie puțin creierii Comisiei Europene și, ce să vezi, au renunțat la foarte multe din prestații. De restricții, da. Da? Deci au terminat cu prostia aia cu 4% din teren să lași pe lagă, că vezi unde e. E o prostie totală. E o prostie, da? Așa. Cu animalele, da? Uite, urlăm toată ziua, doamne, ne omoară ucrainienii cu grâul lor și cu porumbul lor și cu uleiul lor. Foarte bine. Un stat deștept zicea, bă, ia dați-mi cu aceva. Cu cât dați, băi, grâu? 40 de bani. Niciun român nu poate să producă grâu cu 40 de bani. Sigur. O poate să deși cu capul de pământ. Nu poate, da? Dar luăm noi stat, eu stat român, îl cumpăr tot. Cu bani de la mă și mă împrumut. La femei, la cine vreți voi mă împrumut. Cumpăr tot grâu la 40 de bani. Și știi ce fac? Vin și ți-l dau și spun, tată, îți dau o tonă de grâu. 50 de bani? Nu, ți-l dau cu 35 de bani. Mai jos? Mai jos. Dar știi ce, de ce ți-l dau? Ca să crești porci. Da. Și eu după aia îți cumpăr porci. Și tot grâul ăla care acum ne luptăm să nu intre, să nu scape, să-l zigilăm, să-l ancorăm. Nu, frate, ia-l pe tot, bagă-l în porci, bagă-l în vaci. Păi și ce ne facem? Păi vine cu peste porcină și atunci pierdem porci. Mai avem discuție. Minut și aș vrea să spun că se leagă de asta. Joc într-o piesă de teatru în care se vorbea despre cum era pe vremuri, că și la munte trebuia să faci planul de pește oceanic. Cine să mănânce pește oceanic la munte? Da.
Și un nene avea o crescătorie de asta cu... De păstrăvăcianit. Nu, nu. De asta cu blana de vulpi argintii. Aha, aha. Și atunci omul, da, își făcea planul la pește oceane, că dădea peștele la vulpi. Aha. Și își făcea și planul de, după aceea, de blana vulpilor, care era... Corect. Perfectă. Și da, făcea da, două planuri. Deci trebuie... Concluzia exact la ce am vorbit... Exact ce a fost acum. Asta este. Dau grâul la porci. Da. Deci, domnule, hai să ne înțelegem. Concluzia este așa. Suntem într-o situație, din păcate, difuză. Suntem dezorientați. Ne lipsește, dacă mă întrebați pe mine, dacă mă spune acum să scriu aici crizele pământului, care, da? Pe prima pe care o pun pentru România este criza de lideri. Am revenit în studio alături de domnul Adrian Izvoranu, director general CEPISC, ceea ce înseamnă Confederația Patronală Industrie, Servicii și Comerț. Înainte de publicitate, ați punctat primul punct, lipsa de leadership sau criza de leadership. Poate să și exprimăm, dar interesant ar fi care sunt celelalte puncte.
Ce ne lipsește? Nu, asta pasă și insistă cel mai mult pentru că este cea mai gravă. Doamne, poate nu toată lumea înțelege sau zică, bă, care e problema? Cine? De șef duce în lipsă? Da. 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 Păi sunt de șef competenți, șef. Poate. De șef competenți. De competenți, exact. Duce în lipsă. Adică gândiți-vă că în toată istoria, dacă vreți să luați așa istoria războiilor, nu știu cui, cărui imperiu, francez, persan, habanam, roman și așa mai departe, vă spuneți că nu se cheamă niciodată războiul poporului roman împotriva războiului, da, poporului persan. Da? E războiul lui Cezar, războiul lui, nu știu care, da? Napoleon. Da. Adică, domnule, a fost cineva care a gândit, care a văzut câmpul de luptă, care a evaluat dinamicul, care a, și-a estimat propriile forțe și a găsit o metodă astfel încât, de regulă, ăștia genial care au fost mari, se duceau cu oști și resurse mai mici și băteau unii cu oști și resurse mai mari. Ștefan cel Mare. De exemplu, da. E, asta ne lipsește. Ne lipsește un om care să aibă viziunea. În primul rând să știe unde ne ducem și de ce ne ducem acolo. Ce ne poate aștepta, care sunt riscurile, cum putem să le minimalizăm, nu să le evităm, că n-avem cum, așa. Ce avem noi, cu ce ne... Pe ce ne bazăm? Pe ce ne bazăm? Analiza SWOT. Și cu cine ne aliem? Da. Și cu cine ne aliem? Analiza SWOT. Da, da. Ei, chestia asta, din păcate, e o treabă de manual, o fac copiii la școală, în clase de primar. Și pe liceu o fac, am văzut, da, așa. Da. La linie și dar nu o face nimeni la nivel guvernamental, adică acolo unde ar trebui făcută. Da? Sau dacă o fac, o fac și găsesc ei tot felul de chestii. A, nu facem aia pentru că o să zică cineva că suntem pro-Putin. Bă, oameni buni, Putin și Rusia este o mare putere prezentă pe pământ, ne place, nu ne place. Da. E acolo, e mare. Nu e slab. Și nu trebuie să fii pro sau contra. Da. Ea există. Pur și simplu. Vă spun o chestie scurtă, că după aia depășim subiectul ăsta. Dar e drăguț să... Am fost dat într-o conferință la Valencia. Și la Valencia se întâmplă în fiecare 2 ani o conferință a Mării Mediterane. E Federația Mediterană, așa se cheamă, în care participă toate țările riverane Mării Mediterane. De toate culorile, sunt și negri, și francezi, și toată lumea, da? Și eram invitat de patronatul francez. Și stăteam la ea acolo, mă uitam și eu curios, era desenată Marea Mediterană în mijlocul țării la hotel. Și mesele și locurile erau pe pozițiile țările. În care erau țările, da. Și asta se întâmpla acum vreo multișor, 10-15 ani, să zic. Pe partea elaltă, pe malul altul, era un fest de la de specific, atunci era frontul de eliberare a Palestinii, ceva de genul ăsta, da. Așa. Și de Israel. Ăștia erau cu stegule, amândoi se trecă. Toți stăteam în grupuri, adică țara respectivă, cum era Franța, adică noi eram în grup, să vedea că suntem în grup, adică era pauză între noi și următorii. Și eu îl întreb pe francez, bă, zic, aia, că știam că sunt în scandal. Da. A, zice, nu, sunt buni prieteni. Sunt niște, da, o să-i cunoști în pauză. Și la pauză de cafea mi-a făcut cunoștință cu ei. Și nu am putut să mă abțin să mă întreb. Bă, care-i? Cum, de ce sunteți prieteni? Aici discutăm, noi discutăm planuri de dezvoltare a relațiilor pe malurile Mediteranei, cum să facem, să consolidăm. Eu mă gândeam că aici nu e Marea Neagră, am putea să facem o chestie cu două mări. Că era... Și la care l-am spus o chestie care, luați-o ca atare, banc, habar n-am dacă era, nu cred că era reală, dar ideea este absolut sublimă. Și explică înțelesul logic și ce înseamnă inteligența conviețuirii. Domnul zice, noi, ăsta e israelianul, zice, noi dimineața le vindem cartușe, indile te merg înapoi după masă, că trag cu ele, da. Știi? Și le termină până dimineața. Și dimineața iar altele. Zice, doamne, asta o cunosc, nu știu că nu e, că pe vremea aia nu se împușcau așa tare. Da. Nu era un conflict foarte intens. Așa. Era o stare de tensiune, de conflict așa, dar nu era... Bine. Acum ieși mașina, da. E, ce vreau să vă spun? Dom'le, eu am rămas cu povestea asta în cap, așa, ca imagine, și am zis, bă, uite ce înseamnă inteligența conviețuirii. Dom'le, politicul celor care mor, totuși, că dacă sunt folosite cartușele... Știi că nu prea mure nimeni,
Da, acum sunt statistici care arată. Da. Acum conflictul e de altă natură. E și de altă amploare, și de altă natură. Nu comentăm asta, că nu e treaba mea și nu e specialitatea mea și nu mă bag unde nu mă pricep, dar nu e regulă. Da. Da? Și nu e regulă că ne și afectează și pe noi și pe alții. Bun. Deci, rămâne la ce am vorbit, adică la faptul că avem o criză evidentă de leadership care nu înțeleg, nu au capacitatea să înțeleagă contextul mondial, să înțeleagă că lumea se schimbă, să vadă, să-și închipuie care sunt perspectivele, ce ar însemna asta pentru România și ce ar trebui să facem noi ca schimbarea când se produce să ne prindă într-o poziție favorabilă. Noi ne fiind nici vreo mare putere, nici vreo țară foarte bogată, așa, avem niște resurse. Care sunt alea? Hai să le folosim, pe alea de le avem. Ne certăm ca prăștii pe povestea cu Roșia Montană. Roșia Montană, da. Ne certăm, da, și plătim și bani. Și plătim și bani. Ne certăm noi între noi, că de-aia plătim bani, de prăștii suntem că ne certăm noi între noi. Dezavoiesc. În condițiile în care, fraților, hai să ne înțelegem. La ora actuală, eu ăștia au fost la mine în patronat și știu destul de bine treaba, că am fost pe acolo și am văzut. Minereul de, nu numai de aur, de multe alte metale importante și interesante, este foarte difuz. Ăla n-ai cum să le extragi. Poți să le extragi cu sita. Cu sina. De acord. Bă, frate, e vorba de un munte acolo, nu știu dacă ați fost așa. Am fost pe lângă. Ca să iei muntele ăla la sită, iartă-mă, ok. Îți trebuie ani. Da, ne și spunea cândva guvernatorul Isărescu, zice, bă, eu aș cumpăra aurul de la voi, dar e mai scump decât îl iau în piața liberă, adică poți să-l iau după bursă. Mai ieftin decât îl produceți voi acolo. Da? Și atunci, singura metodă de a-l scoate într-o manieră economică eficientă, e aia cu cianură. O să ziceți, da, la poluăm? Bă, nu poluăm deloc. În primul rând că se folosește și acum sunt șlamurile de postele, că am mai făcut treaba asta noi cu cianură, nu suntem chiar pionieri în treaba asta. Așa. Cianură e biodegradabilă, e substanță organică, adică nu rămâne nu știu câtă vreme. Problema e alta. Șansa ca să putem face procesul fără accidente de mediu, fără riscuri majore, este să respectăm disciplina de producție. Eu am văzut instalațiile alea, bă, sunt superbe, tatu, automate, etanșe, super etanșe. Da? Venise un nene deștept de la, el zicea că e profesor universitar, mă îndoiesc că un profesor universitar trebuie să spună asemenea prostie, dar încerca să ne explice că zice, domnule, vă dați seama dacă o cisternă cu cianură se varsă în timp ce aprovizionează instalațiile de acolo și vine și trece pânsa și se răstoarnă. Și am spus, domnule, să nu vă spărați. Cianura nu merge cu cisterna. Că știți, e solidă de meserie, adică sunt niște lamele așa și vine lădiță. Adică și dacă se răstoarnă, oricum lădițele alea sunt foarte solide. Na. Deci, vedeți, un discurs între niște părți care nu știu câtă pricepere și înțelegere au asupra fenomenului, care nu știu câtă înțelegere față de nevoia pe care România ar avea-o să-și exploateze resursa asta care e minunată și care e suficientă și mare și de care am avea mare nevoie, dar am avea mare nevoie să facem ceva cu ea, nu să o vezi. Doar să exploatăm și... Să acordăm pe pensii, la revedere. Așa. Da? Deci asta este o primă chestie. N-avem leadership. N-avem politică. Ce fac băieții ăștia? N-are nicio legătură cu politică. Cum n-avem? Avem politică de dimineața până seara. Apropo de leadership. N-are nicio legătură cu politică. Ce fac ăștia? Spune și mie doctrinele. Care vrei tu? Că, până termin eu cu colegul, tu gândești așa, dom'le, uite, e partidul Trei Cârnați care are doctrina cu tare. Dacă mi-o spui, eu o înghit acum și mă arată meserie. Citesc. Apropo de leadership, că sunați noastră de leadership, poate că avem un lider care poate să facă sau care are capacitatea să facă lucrurile astea, dar poate nu e lăsat. De multe ori m-am întrebat. Sau ori nu e ales, ori sunt alte interese la mijloc și acela care e capabil să facă lucrurile astea nu e scos în evidență, nu e lăsat din țară sau din afară. E o chestie, e o treabă care plutește în aer. Vezi, când eram noi copii, când spuneai că vrei să reușești în viață sau că ai o șansă în viață și ai un țel în viață, viața era, știai, băi, până pe la vreo 30 de ani așa, acum să fac un credit să-mi iau o casă, așa, după aia, până pe la urmă, îmi iau o mașinuță, după aia, nu știu ce mai îmi iau o chestie, spre pensie încolo îmi fac și o casă de vacanță. Astea erau idealurile pe care le aveai plantate în viziune pe toată viața. Da. Acum le vreau
puștiu de 18 ani, bă, frate, nu i s-a uscat cenera pe diplomă și vrea să aibă toate astea mâine. Da. Dacă se poate, băi, vine, dai și vine fiind acasă ca să nu vin să le iau. Da? Tipul ăsta de mentalitate, că totul se întâmplă așa, este și încurajat de faptul că pentru unii chiar se întâmplă. Da, și sunt modele. Dar e destructiv pentru societate. Acele absolut, persoane. Absolut. Deci când, mie când îmi vine fătuca aia și îmi spune la televizor că problema mea cea mai mare e că nu știu ce ojă să-mi iau astăzi și nu știu ce am și mă duc acolo și am rămas cu 10.000 de coco necheltiți. A găsit o ojă mai ieftină. Da. În cealaltă sărăcul și-o ce sucătela ca să adune banii aia pe urmă și-o ce până pe următorii 10 ani. Adică, vedeți, tipă, exact ce spuneam prima dată. Această segregare între ăștia care fac bani foarte ușor, necontrolați, ne nimic. Da. Și ăștia care încearcă să fie corecți, onești, să muncească, să așa și... Atunci, cum îi explici unui tânăr că așa e bine? Când ăla spune, bă, o fi bine la tine în carte acolo ca să-ți iasă ție frumos, dar mie nu mi-e bine. Da, că mă uit pe stradă, nu? Că eu, da. Eu, uite, mă uit că n-am bani să-mi iau să-mi schimb nădragii și ăsta a luat-o și a luat 15 costume. Sau, mă, nu se mai poate acum. Da? Cum faci să-i explici asta că e bine? Într-un singur fel. Apropo de ce mă întreabă la multe emisiuni, zice, doamna, ați spus că sunteți partizanul impozitării progresive. Da, era trecut aici ca idee. Da. Mă băieți, deci impozitarea progresivă sau cota unică de impozitare sunt două stiluri de impozitare care se învață la școală. Da. Să predau un an întâi. Și am avut la un moment dat. Un an întâi la finanțe credit. Da? Acolo se vorbește despre cum sunt așa. Când aplici cota unică de impozitare? Când economia ta evoluează graficul, tendința, da? Că așa ăștia discută pe tendință. Tendința, în fel. E plătit platou. Da. Adică băltește. Stă pe loc. Stă până la nivel. Anul trecut 100, anul ăla 100, anul ăsta 100, la anul 100. Bă, fraților, am adormit pe 100? Hai să facem ceva. Și atunci, aplicând cota unică, asta stimulează pe aia care vor ei să aibă mie. Și mai mult. Și eu, știi? Adică ăștia nervoși care, am niște idei, vreau să fac, să investesc, să dezvolt, să dublez, foarte bine. Aia sunt stimulați de faptul că oricât s-ar duce de sus cu veniturile, impozitarea e aceeași. Suma e mai mare, dar este procentual. Procentual aceeași. Și atunci, tipul ăsta de impozitare se aplică când economia băltește. Da. Dar când băltește sus. Nu când băltește, când e grămadă jos, atunci trebuie stimulat. Da. Da? În momentul în care ai, ce avem noi acum, segregare. Deci când avem, știi, dacă desenezi acum veniturile unei majorități, de 80-90% din populație și faci un delușor așa, știi, faci un dințișor așa pe grafic și când vii și spui la 10% și faci un dita mai multele atâta, da. Bă, frate, aici asta nu funcționează niciodată. Nici economic, pentru că ăștia trebuie să vândă ăstora și ăștia nu cumpără de la ăștia, pentru că la nivelul ăsta se produce marfă ieftină. Ăștia cumpără de la alții cu muntele mai mare. Da. Deci de asta oamenii câștigă bani ușor și pleacă la Monaco, pleacă la Dracu' Praznic, pleacă nu știu unde, pentru că acolo poate să-i cheltuie. Banii nu se cheltuie. Să vă ducă, nu în țară. Să facă ecoturism. Hai mă lași. De ce nu? Da, e o altă greșeală pe care o facem. Dacă eu am 2 milioane de coco care stau degeaba în buzunar, tu crezi că vin să mă plimb tu să-mi arăți mănăstirea într-o picioare? Păi da, dar avem o țară frumoasă. Nu, frate, mă duc la Dubai, da, să știi ce frumos e la Dubai. Păi da. Înțelegi? Păi patributul, otismul nu mai are loc aici? Ce mai? Ieri faci poezii. Ia. Deci patriotismul, știi, când se naște, e ca femeie frumoasă. Tu vii și mi-a luat și spui că nu-ți băgă ca naiba. Nu, era să zică prostie acum. Exact așa și cu patriotismul. Băi, patriotismul se naște din mândria de a face parte dintr-un lucru care funcționează. Noi acum ne îmbătăm cu apa așa, îmbătându-ne de fapt cu un trecut care într-adevăr e frumos, e glorios. Da, și ne mândrim cu el. Păi de acord, dar nu poți să trăiești din ce a făcut tata. Bă, tata era bun, dar tu ești un taie de capul tău. Înțelegi? Adică nu poți să trăiești din amintiri toate. Când încerci să trăiești din amintiri, ești boșorul. Când eram eu, mamă ce făceam. Da. Nu se poate.
Da? Trebuie să trăiești din ce produci astăzi și astăzi trebuie să fii mândru de ce faci, de ce se întâmplă în țara ta. Băi, uite, la noi merge aia, merge aia, merge aia, avem de aia, avem de aia, avem de aia. Și atunci, asta e esența până la urmă. Atunci ești patriotic. Asta e scheletul. Pe ăsta după aia vin frunzurițele, cu poezele, cu cântecele. Și, dar scheletul este să fie ceva solid, real. O, noi nu mai avem scheletul. Păi ce vrei tu să construiești patriotismul? Tu înțelegi că dacă ei acum, Doamne ferește, îl auzeam pe generalul alaltă că vrea da. Să facă armata, nu știu cum. Știi ce, dacă da cineva, dacă da cu cineva ordin de ăsta, o să fie cum, o să, cum s-au umplut la noi de ucrainieni, sărăcuții de ei, de băieți, niște băieți vrame, și așa, nu știu ce, au bun ceva de astea, da. Specifice ucrainii, probabil, dar nu poate să o facă... O să pleacă, plece tineret. Exact. Păi da. Ei pleacă să nu convertindu-se. 24 de ore mai prins picior de mascul în România. Da? Fiindcă n-au, tu nu compara, de asta noi trăim acum cu vise, din amintiri istorice, în care oamenii își apărau pământul. Fără știam că am ori două cogoane de pământ, din care dacă le lucrez, mănâncă și calul, mănâncă și mama și tata și copilul și nepotul. Că tatăl ne mănâncă din pogoana ăla. Și îl munceam. Și se certau țăranii, se certau pe bucată de pământ, dacă exact. Era, bă, nu era răzorul unde trebuie, se duceau și... Se ceartă și o, să nu se mai unde pui gardul. Cine? Da, că unde pui gardul ca să poți să-l vând. Da. Că dacă nu pun aici, dacă îl pun aici, mă ating în spate cu o vecină și facem două peticele, un hectar și îl vinde bine și luăm și noi în bani. Da. Deci, lucrul ăsta, pare rău, nu se creează spontan. Asta trebuie educat, se trebuie creat. Leadership-ul ăla de care ziceam, asta trebuie să construiască, asta trebuie să mă fere viziunea. Da. Așteptarea. Iar aia cu impozitarea progresivă vine și mai taie din elanul ăsta la care, nu cred taie elanul, dar asigură resurse, pentru că una e când ai vezi, tu câștigi atâta și eu câștig atâta, eu muncesc, tu da. Stai, faci mascara la televizor și darea pe YouTube. Pe TikTok. Sau pe TikTok. Și câștigi de 10 ori cât ăsta care muncește de s-ar capacele și ăsta a învățat ca să muncească treaba aia. Și păi nu a învățat ca să vorbesc. Nu l-a învățat. Păi nu vescă, mă, nu vorbesc. Știi care e problema? Exact să spui asta, ce vrei să faci audiență, spune și bine și fii hoizăm. Știi cât ce audiență, știi cum să faci audiență, uite așa. Da. Pentru că ziceam de lideri și așa mai departe, liderii nu se... produc sau, mă rog, sunt autentificați, sunt certificați prin alegeri? Ba da. Păi și de ce nu? De ce nu? Pentru că politica noastră nu e atât de prosperă ca liderii să intre în... Acum venirăm la ideea de alegeri, iată, se comasează, nu? Eu îți dau 10 saci. Uite, îți aduc eu niște saci. Așa. Cu boabe. Dar nu sunt de care și ce sunt. Și spun, uite... Ăsta costă atât, ăsta atât, dacă știi ce sunt, ți-i dau gratis. Și tu nu știi ce sunt problemele, dacă îți arăt boabe de năun și nu știi cum are. Păi vedem ce spun, ce fac, de unde vin. Boabe de... Sunt câteva plante de-astea foarte bune. Uite, de exemplu, de noi în loc să punem porumb, dar am de zile le spun treaba asta la băieții ăștia, la fermieri. Bă, dacă vezi că nu-ți merge porumbul, că e secetă, e al treilea an cu secetă, e problemă. Da. Gata, deci trebuie să faci ceva. Ori faci irigații, ori pui un soi adaptat la solul ăsta, la clima asta, adică trebuie. Sau dacă n-ai niciuna din asta, du-te toate și ia sorg sudanez. Are o plantă, noi zicem mătură. Da, așa. Da? Sorgul e noi făceam mături din sorg. Da? Mei? Să zicea înainte? Nu, sorg. Ah. Sorg. Sorg care înseamnă, care se fac măturile. Uh-huh. Mătura aia galbenă. Da. Da? Boabele de sorg, există un sorg ăsta sudanez care rezistă la secetă de aici sudanez, că crește într-o primă foarte aspră, cu temperaturi mari, cu apă puțină, cu nu știu ce. S-au uscat. Și au făcut domnii moldoveni la Chișinău o școală foarte bună de cercetare agricolă. Și au făcut sorcul zaharat. Adică e un sorc din care scoți un sirop absolut super. E ca miere. E ca miere. Îl poți folosi ca îndulcitor. N-are proprietățile rele ale zahărului rafinat. Adică îl poți folosi ca îndulcitor și la prăstiile aia de care bei tu. Așa.
Ar costa mai puțin dacă o folosim. Ar costa mult mai puțin și, nu, și ar fi mai puțin dăunător. Da. Adică e sănătos, e natural. Deci, uite, astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă oamenii. Da. Asta trebuie să facă liderii. Asta trebuie să facă gospodarii. Bă, să știe lucruri. Vezi, Europa ne spune, zice, domnule, dezvoltarea europeană, era foarte frumoasă poezia asta, cu 10 ani, mi-aduc aminte când făceam la patronat, veneau niște deștepți ăștia de la Europa și ne spuneau, domnule, economia, creșterea economică trebuie să bazeze pe cunoaștere. Și noi zicem, ce vrea cu prea asta, mă? Da, păi a fost mai multe principii. Nu ne trebuie bani. Da, corect. Nu vă trebuie bani, vă trebuie cunoaștere. Vă trebuie înțelegere, să înțelegeți ce se întâmplă, să înțelegeți cum merge piața, da, principiile să estimați ce urmează mâine. Și... Deci lucrurile astea nu se întâmplă. Și economia circulară. Noi vorbim de lucruri care sunt, cum să spun, nu sunt noutăți, nu le știe Izvorane și numai el. Adică nu e Izvorane și el le știe pe aici. Să ne înțelegem, eu nu spun lucrurile astea în capul meu. Sunt lucruri citite, sunt lucruri care există. De ce nu sunt citite și mai încolo? Acum, de ce nu citește toată lumea? Vezi, dar... alții fac lucruri mai interesante. Da. Fac TikTok-uri, da. Dar vorbeam de alegeri. Cum vi se pare de această idee de comasare două cu două? Știi cum mi se pare? Ca și cum acum noi am jucat fotbal și noi trei fiind o echipă de șmecheri avem de dat 11 metri acolo la opă, Ducadam în poartă. Băi, ce faci? Care de noi e în stare să-i dea un gol în Ducadam? Și atunci eu vin și spun, băi, știi ce? Hai să punem mingea vreo 6 metri mai în față, mai la dreapta și dacă se poate pe linia porții ca să nu vadă la domn când trag. Știi? Ca să bag eu gol. Cam așa. Asta fac ăstea cu alegerile acum. E, vi se pare o prostie sau vi se pare o... Nu o prostie, e un lucru... Din punctul lor deci europarlamentare cu locale și turul 2 prezidențiale cu parlament. Mi se pare un lucru care încalcă regulile de bază ale democrației. Pentru că voi care veniți la mine să vă aleg pe tine sau pe tine, eu trebuie să vă aleg în două... Pentru că am încredere, adică uite, și el îmi spune ceva și tu îmi spui ceva. Și eu trebuie să aleg, băi, ce zice ăsta e o utopie, nu se poate întâmpla, e frumos ce zice, dar nu se poate. Ce zice ăsta e mai puțin, dar e mai realist și le aleg pe el. Altul, care e mai aventuros, mai așa, te alege pe tine și băi, eu ăsta, că... Lasă-mă pe mine, popor. Asta înseamnă democrație. Cu toate riscurile, dar asta înseamnă democrație. De ce? Pentru că în momentul în care am ales asta și iese prost, bă, nu pot să mai zic nimic. Eu am ales. Păi da, dar alegem de 30 de ani și tot prostiți. Organizându-le într-o manieră în care, de fapt, socotelele nu se fac pe program, sau o singur program. Program de viitor. Păi încă n-au construit programele. N-au construit programele. Deci, ei vorbesc de comasare, nu vorbesc de programe de viitor. Deci deocamdată au pus mingea nu pe punctul de unde se dă lovitura de 11 metri. Au pus unde le convine lor. Da. Bă, eu sunt stângaș, deci mă duc pe partea aia și mă duc așa într-un unghi. O să înceapă și pe la televiziuni, să aibă spații de emisie. Eu sunt curios dacă vor fi dezbatere prezidențiale anul ăsta. Fraților, un program de genul ăsta pentru, mai ales vis-a-vis de starea în care, că ziceți că unde e România azi, când ne uităm unde e România azi, cât e de vraiște ce se întâmplă la noi, cât e de dispersată ideologic, cât e de devastată economic, cât e de segregată socioeconomic. Fraților, deci într-o asemenea situație, nu spune mie că faci un program pe care mi-l explici într-o săptămână, că un program care să rezolve talia asta de probleme nu se face într-o săptămână. Ăsta trebuie să vină dintr-o doctrină, de-aia te-am putea să fii și un partid care are doctrină. Eu nu sunt cu niciun partid. Uite, eu mă mai încăr câteodată, mai câte unul care mă contrazice și sunt degrabă văsătorul. Adică când văd că cineva bate câmpii și nu știe, nu-l iert și nici nu suport. Și mi-a explicat un nene, zice, doamne, noi politica liberală care... Și îmi dădea cu Adam Smith. Și am zis, șeful, vezi că Adam Smith săracul e oare și lucrurile. Da, adică, cum să spun, face parte din liberalismul arhaic. După vremurile fără vechi. Da? Acum, dacă mi-ai spune ceva de Friedman, te-ai asculta. Dacă mi-ai spune ceva de monetarism,
te-aș mai asculta. Da. Adică sunt niște lucruri, adică niște, că liberalismul nu poți să negi. Este, pe el s-a construit evoluția Occidentului. Nu poți să negi treaba asta, da? Foarte bine, dar bă, dar pune-te la curent tu, liberal, cu treburile astea. Cum poți tu să vii să-mi spui mie liberal că ți-a zis eu un nene de la PSD că mărim, domnule, mărim exploatele ăștia, nărăciți ăștia de mică întreprinderi, să le făiem bani ăștia și le mărim taxe, 3% pe cifra de afaceri. 16% pe... Bă, mâncarea, tata, tu știi cât înseamnă 3% din cifra de afaceri? Înseamnă un corespondent de 18% pe profit. Adică, da, am... Da, o... da? Deci dacă ori plătesc pe cifra de afaceri 3%, ori plătesc 16% din profit și ca să obțin aceeași cifră trebuie să am un profit de 18%. Da. O taxă. Bă, 18% profit. E greu de obținut în condiții legale și în condiții de economie normală. N-ai, 8, cine are 18% profit e super tare. Și vin după aia și după ce că îmi pui treaba asta, îmi pui și capac pe oare și vin și îmi spui și nu depășești 60.000 de euro, de euro an. Pan, da. Și am rugat și eu pe toți cu care m-am întâlnit, ăștia care susțin această idee absolut stupidă, să-mi facă și mie un cash flow. Ah, tot un liberal era. Avem bine, asta nu înseamnă că avem ceva cu liberali. Nu. Păi nu, da, nu avem. Ba da, eu am ceva cu liberali. pentru că liberali ar trebui să... De la ei aștept eu soluțiile. Că ce are nevoie România... Doctrina acum, liberală e, da. Doctrina liberală. Dacă am avea niște... Eu, la ora actuală, în afară de bietul Crin Antonescu, care nu mai face politică, dar e singurul liberal în viață pe care îl cunosc, ăștia la țină în ce legătură cu doctrina liberală. Asta încercam să spun. Și da? Noi trebuie să spunem acum că este opinia dumneavoastră. Da, eu da, opinia mea. Și că nu ținem partea... Și mi-a spus, păi când vine un liberal și îmi spune, auzi ce mi-a spus mie domnul ăsta liberal? Zice, domne, păi stai cum a zis. Zice, păi ce mi-a zis, se pare mult? Adică cum? Păi zice, 6%, 3% din ăsta înseamnă 180 de euro. A, atât înseamnă? Din 60.000. 3% din 60.000 e 180 de euro. Nu contează, lasă că nu știa matematică, dar eu vin și spun altceva. El credea că ăia 60.000 de euro pe care îi încasez eu, micro-întreprindere, iau tot și îi bag în buzunar. Bă, mă, că păi nu e așa. Eu din banii ăia, zic, închipesc că eu aș fi șofer de camion. Da? E o mică afacere. Am un camion și loc marfă de acolo. Da. Păi bă, fratele meu, ratele la camion, că... Nu-mi permit să iau un... Nu sunt. Dacă aveam bani să-mi iau un camion, nu mai eram micro-întreprindere, eram altceva, da. Da? O făceam altceva. Deci pe ăsta l-am luat în rate, da? De ce trebuie să plătesc ratele la camion? Pe un camion care să fie și să dea și randament, trebuie să am cel puțin doi șoferi. Da. Da? Ca să zic că n-au voie, că mă prinde poliția, că n-au dormit șoferul. Da. Trebuie, da? Deci, no. Așa. O timp deci, de odihnă și la cel? Cât de mic să fie salariul la 1000 de euro, cheltuieli, mi se pare mult. Pe lună? 1000 de euro cheltuieli, tot, total, adică cu impozite. Mi se pare că nici nu găsesc. N-aș da. Găsi șoferul la salariul. 1000 de euro. Dar hai să zicem că găsesc că lui trăie. Așa. Și dacă puia să 12.000 de durăm pe salarii, ratele alea, cât ar fi de mici? Hai să zic că... E vreo 2-3.000, 4.000 de euro. Încă 12, deci să făcură 24. Așa. Mai pune și un pic de carburant, că combustibil. Nu are prost obicei să meargă cu apă, camionul, așa. Piese de schimb, asigurare și toate drumuri, cele. Niște taxe de drum, niște asigurări. Păi bă, frate, nu mergi cu 60.000 ca să țin camionul în circulație. Și tu vii și îmi spui că 1.800 de euro sunt, doamne... Probabil sunt oameni care nu... Eu sunt mică, la 60.000 și aia sunt de 1.800. El are 120, nu sunt 1.800. Zic, bă, oameni buni, aveți idee când spuneți, când faceți proiecte economice, când veniți cu legi, voi ați făcut un cash flow? Ia măi, asistentul meu sau cum se cheamă ăștia, consilier. Consilier, da. Măi, consilierile, fă-mă și mie un cash flow. Un plus financiar, păi 60.000, ca să vedem cam cum vine așa în avion. Că dacă făcea cineva, repet, uite, la cea mai... Asta mi-a dat un cap atunci, un camion. Ori vine un liberal și îmi susține politica asta? Când el trebuia să vină să
să-mi facă explozie. La ora actuală, România are nevoie de explozie de micro-întreprindere. Toți săracii ăștia care mor de foame și care se plâng și urlă și ies pe stradă, și ăștia toți ar trebui să devină antreprenori. Și vin și explic că între antreprenor și capitalist e o mare diferență. Capitalistul ăsta, ce dumneavoastră, e capitalist, da? El are niște, are și față. Are niște gălezi de bani, da? Și vine și spune așa, băi, mie îmi faceți o fabrică de mini-bizdroci aici, de dă bani, îmi dă două gălezi de bani, te pune pe tine director, o pune pe tine să sap, și noi facem treabă. Și ăsta pleacă la Monaco. Da? E capitalist. El a dat capitalul. Da. El are bani. A dat, le-a dat nouă banii, noi facem ce trebuie să facem aici, și îi trimitem capitalul, îi trimitem profitul omului, că da, costă mult la Monaco, da? Da. Ăsta e capitalist. Un antreprenor n-are nimic. Are idei, să pricepe să facă, uite, să repare ochelari. Ce crezi că face? Să așează și așa 2 metri pătrați de ceva și spune, repară ochelari. Da. Vrei să-l cuta? N-are săracul. De-aia el începe capitalul 200 de lei. 200 de lei nu-ți ajunge să-l nici în firma. Da? Deci ăla nu-i capital. Ăla e o sumă simbolică. Bine, pe care oricum îi scoți. Așa. Da. Nu, dar, repet, dacă îi contabilizez corect, nu se ajung nici de taxa de ONRC. Adică, hai să fim serioși cu prostia asta. Da? Numai taxa de publicitate la ăla e 125-130 de lei. Da, și dacă mai plătești un telefon și o chestie, gata, aia sunt. Păi, dar mai faci și contractul, că nu știi să faci singur actele și te plătești pe cineva să fac actele? Ăla este antreprenor. Deci, un antreprenor este un autoangajat, un om care are o deprindere, o pricepere, unde are un pont, are ceva, care nu necesită capital, bani, ci necesită să facă ceva, să acționeze, să știe să acționeze, să facă. Dintr-o asemenea trăznaie, cum a ieșit Facebook-ul, de exemplu? Dintr-o trăznaie. Da. Cum a ieșit Microsoft-ul? Dintr-o trăznaie făcută în garaj. Asta e altă poveste. Poate să evolueze, de aici poate să iasă o mare corporație. Câte astea se întâmplă? Dacă le luăm la număr așa, 0,01%, adică se înțelegește că nu curge cu genii pe stradă. La un milion, la un milion, la un miliard. Această treabă, această viziune, această atitudine trebuie să nu aștept de la un social-democrat, care are alte calități. Social-democratul vine și spune, dom'le, trebuie să producem mult și să împărțim la toată lumea și să ajungă și asta e viziunea lor. Da. Uite, vedeți că a spus dumneavoastră doctrinul, ia uite. Păi eu le știu, dar eu nu le știu. Păi, culmea știi care e? Cele mai liberale măsuri au fost luate de social-democrați. Da. Da? Uite, Ponta, de exemplu, Ponta și Antonescu, guvernul ăla, USL, se chema sau cum se da, chema? USL. Da? Frate, ăla, din punctul meu de vedere, a fost cel mai drag în guvern. Cel mai... Antonescu a fost cu USL, Ponta a fost PSD. Da, de acord. Nu, USL erau amândoi. Că unul era liberal, sau ce era așa, și unul era făceau USL. Configurația aia, din punct de vedere politic, a dat cele mai multe chestii pe care, cu care noi, patronii, ne întâlneam. Da, dom'le, uite, o măsură ca lumea. Păcat că a fost scurtă, păcat că a fost deviată, păcat că au sucit-o până la urmă și-o dat-o. Da. Da, avem USL 2.0, dar nu e același lucru. Da. Oricum trebuie să spunem că noi aici n-am plătit nici pentru un partid, nici pentru altul, n-am făcut îndemnuri la vot, a fost doar o analiză. Nu, eu îndemnul la vot îl fac eu. La vot. La vot, nu la un anumit partid. Exact, nu la un anumit partid. Și v-ați exprimat punctul de vedere și foarte bine că ați amintit și de dreapta și de stânga și de amândouă. Eu mai aveam aici notate niște lucruri, dar nu mai avem timp. Forța de muncă adusă din afară, FMI-ul care a fost la noi, mai erau niște subiecte pe care vreau să mai discute. FMI-ul nu poate să dea soluții dintr-un motiv foarte simplu. Nu că nu s-ar pricepe, ci pentru că n-au cum să vadă lucrurile din perspectiva interior. FMI-ul vine și spune așa, ce problemă ai? Ia spune, ai deficit. Tai cheltuieli. Tai cheltuieli, umpli taxele, gata, să dă soluții. Din exterior e puțin. Din exterior e manual, da? Dar nu se uită, bă, da, știi cum e, dacă vezi unul de la schilă, săracul, n-a mâncat de 2 săptămâni și n-are venituri destule. Și ai spus, bă, mănâncă mai puțin. Și ala se uită la tine, bă, te-ai ștempit. Eu l-am mâncat de 2 săptămâni trecută, da. Și spui să mănânc mai puțin. Da. Îi spun unui, două fani, îi poți spune, mănâncă mai puțin, băi, că ești cam plinuț. Rotund. Da? Aia da. Și atunci femeile nu are treaba asta, eu nu fac, eu să uită, deficit bugetar, pac,
pe calcule. Da. Și eu vin și le spun, știi, dacă o să răsesc vreau și la tine, dacă mai am timp. Câtă lume înțelege ce e la bugetul de stat, bugetul de stat consolidat. Da. Bă, oameni buni, acolo sunt două componente mari, care înseamnă bugetul de stat, care se constituie din taxe și impozite și care sunt la dispoziția statului, el e stăpânul banilor, care are de făcut cu banii aia prestații universale. Deci din acel buget face, de exemplu, statul apărare. Îi trebuie și ție, și mie, și lui, indiferent cum ne cheamă, ce culoare avem, ce sex, ce formațiune, ce religie. Toți beneficiem, dar e un serviciu universal, o prestație universală a statului. Din ce o face? Din bugetul de stat. Bugetul asigurării sociale nu se constituie din taxe și impozite, ci din contribuții. Da. Îi spune contribuții pentru pensii, sănătate, contribuții pentru pensii. Și păi, care mai vin bani și de aici. Păi nu, asta stai un pic. Nu e, nu. Dar s-a cam terminat de asta. Banii care vin de la buget e obligatoriu să vină, pentru că sunt foarte mulți angajați care lucrează la stat și statul e obligat să le plătească contribuțiile și nu le plătește. Banii care vin de la stat să completeze sunt pentru că, de exemplu, când vine și îmi spune doamna ministru că din aia să plătesc ajutoarele sociale pentru pensioni, pentru vârstnicii de 65 de ani care nu au venituri. Da, adică de ce noi asigurații? Noi trei suntem asigurați, noi contribuim. Noi suntem solidari cu aia care nu au ce mânca, au 65 de ani, oamenii trebuie să trăiască și trebuie să-i sprijinim, că așa suntem stat social. Dar de ce noi trei care participăm și ăia după TikTok nu? Corect. Nu? Da, aici e o mare discrepanță și o mare... Și atunci trebuie să participe, banii ălora trebuie să vină de la bugetul de stat, adică să participe toți. Da. Și nu doar asigurații. Da. Sigur exemplu. S-a încheiat emisiunea noastră alături de domnul Adrian Izvoranu, director general CEPISC, adică Confederația Patronală Industrie, Servicii și Comerț. Noi suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această seară și vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre InfoSocial, vinerea viitoare.